Femeile continuă să fie o minoritate în comunitatea de afaceri, accesul limitat la resurse și capital financiar, stereotipurile, dar și implicarea în activitățile casnice sunt doar câteva dintre barierele cu care se confruntă acestea în momentul în care decid să se lanseze în afaceri. Despre creșterea potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial s-a discutat în cadrul conferinței naționale organizată în premieră la Chișinău. Potrivit datelor statistice, doar unul din trei antreprenori din Republica Moldova este femeie. Alina Guștiuc, din municipiul Chișinău, deține o afacere în domeniul frumuseții și are 14 angajați. Ea spune că cea mai mare provocare este faptul că trebuie să combine activitatea de antreprenor cu cea de mamă și soție. Este destul de complicat să ne organizăm timpul în așa mod ca să-l oferim calitativ în toate trei părți. Ce mă ajută pe mine este să-mi organizez timpul, să-mi-l prioritizez, să deleg ceea ce pot face alți oameni în locul meu. Oportunitățile în afaceri sunt limitate deoarece femeile își asumă cea mai mare parte dintre responsabilitățile casnice. În Republica Moldova, potrivit datelor statistice care le avem, sunt un pic mai vechi, din 2017, s-a demonstrat că în business sunt 34% femei. De asemenea, un alt statistică care a fost demonstrată de către studiul efectuat de UN Women, că 18% din femeile care conduc afaceri au copii mai mici de 7 ani. Egalitatea de gen este foarte valoroasă la locul de muncă, să nu se facă discriminare, să se aplice foarte multe reguli internaționale, să schimbă mentalitatea. Acolo unde o femeie se implică în economie, de fapt, economia este mai puternică. Fiindcă noi, femeile, de fapt, consolidăm comunitatea unde ne aflăm. Femeile care sunt puternice, care se implică în business, care ridică la un anumit rang și nivel economia țării. Pentru a încuraja implicarea antreprenorială a femeilor, statul a venit cu unele soluții. Am vorbit aici despre posibilitatea ca acest concediu de îngrijire a copilului care este acordat de stat să fie împărțit între mamă sau tată. Noi am făcut mai flexibile regulile de aplicare a acestui concediu de îngrijire a copilului. Am adoptat de asemenea posibilitatea ca plata sau alocația pentru îngrijirea copilului să fie mai mare timp de un an, dacă femeia dorește să revină la locul de muncă după un an. Evenimentul a fost organizat de Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova împreună cu Fundația Est Europeană, cu suportul financiar al Uniunii Europene.